Salutare și bine v-am regăsit. După cum observați, astăzi vom planta pomișori. I-am luat de la semplus.ro. Bine, nu i-am luat de la magazin, nu i-am luat de pe site, pentru că magazinul este în Giurgiu, în capătul Hălii, dacă doriți și dumneavoastră și sunteți din Giurgiu. Și am adus și această vană în care voi folosi Adam pentru înrădăcinare. Este și prietenul meu aici, mă ajută. Ia uitați-l. Și voi pune așa, 10 litri de apă. Și 250 de mililitri de Adam. Voi pune 300, că nu am gradație chiar la 250. De fapt, pot să pun între ei. Acum o să mă apuc să îi desfac, fasonăm rădăcinile și îi punem 2 ore în soluția cu Adam. După aceea o să merg să mă și schimb pentru a-i planta. Astăzi se anunță și ploaie și ne grăbim. Uitați ce rădăcină are aici. Ce este asta? Să mă duc să-mi iau o foarfecă să... Cireș cu ordia. Să-i fasonez. Unde sunt foarfecele alea? În foișor, acolo. Avem aici un măr. Acesta este măr, dar i-a căzut eticheta. Aici măr Ionatan. Aici cireș uriașă de Helderfinger. Cireș van, un prun din ăsta de Bistrița, acesta este un cireș Stella, aici avem un păr Santa Maria, aici cireș uriașă de Helfinger, aici păr Williams, încă un cireș din acesta van. Ce bine arată. Tot așa uriașă de Helfinger. Acesta este cireș timpuriu de Bistrița. Și aici avem 2 nuci. Mă, dacă tu ai venit cu foarfecele, e clar că eu nu. Cred că găsesc. Sunt în capăt. Acum mi-am adus aminte. Vezi că sunt acolo pe cușca la cățel. Așa, și după cum spuneam, aici avem 2 nuci. Sibisel. Doi nuculeți. Ce frumos arată. Aici avem 2 meri din ăștia, tip columnar, soi Red River. Sunt ambii la fel. Uite, am găsit o etichetă, am pierdut-o pe... A, de Golden. Da, că am arătat la ce v-am arătat la început. Este măr Golden. Eticheta de aici. Gata, mă, acum am 3 foarfeci. Oh, bun. Nu știu cu care să tai. Cu cea verde. Foarte bune foarfecele astea. Sunt foarfecele achiziționate de pe Chilipirul Zilei. Așa că, dacă doriți... Ciupim puțin vârfurile la rădăcini. Pentru a absorbi și mai bine soluția care le-am pus-o aici, de Adam. La fel, dacă sunteți interesați de Adam, îl găsiți pe www.semplus.ro. Este foarte bun, chiar vi-l recomandăm.
Noi îl folosim și... Este special pentru pom, ia uitați. A, da, lichid. Cum fortifică rădăcina. Le las încă etichetele și pe urmă, când îi plantăm, da, îi notez tu pe agenda, ca să știm, păi ca să știm, da. Sunt. Bună, Felix! Iar ai apărut? Ai dă și tu o mână de ajutor aici, dacă tot ai venit. Ce, el a venit să mă ajute? Țățărel! Felix, stai cu minte, nu lua nimic pe acolo. Nu fura! Mă, nu fura! Ați văzut și mazărea cât a mai crescut? V-a arătat Corina? Nu, nu le-am arătat. Ia uitați! Cam așa se prezintă. E mare, frumoasă. Gata, m-am echipat și eu de treabă. Și acum mergem în spate să îi plantăm. I-am lăsat 2 ore în Adam și acum să-i plantăm. Hai să luăm vănița și hai să aleg. Da, ia uitați. Ia să vom pune și cartofi. I-am tăiat pe din 2 pentru că erau foarte mari. La rădăcină punem câte un cartof așa. Măr. O să vă spunem ceva amănunte și despre acești pomi pe care îi plantăm, dar ne grăbim acum să terminăm pentru că se anunță ploaie mai târziu. E și norat tare și... Ia. Stai așa că trebuie... Nodul de altoire trebuie să-l poziționăm către sud. Cam atât îl ții. Stai cam să... atât. Păi stai, de ce ai băgat cartofi? Îi dau pământ aici. E groapa mai adâncă. Da, e mai adâncă decât... Nodul de altoire trebuie să rămână la suprafață. Ia până la acum. Cred că e ok. Da. Da. Pune cartoful. Așa. Și acum pune pământ. Dacă nu plouă mult, mâine udăm. Da. Dar s-ar putea să plouă mai mult, că am văzut și pe seară se anunță ploaie. Vedem cum va fi. Așa, și o să mai punem și nucul acolo. Da. Îl mai aduc pe celălalt și după aceea mergem de la capăt.
Da, începem din față. Până la sud, la sud, așa, așa. Așa, drept. Drept la sud. Am văzut alții pune și cu nodul la nord. Da, alții. Alții sunt alții. Noi suntem noi. Da, nu știu care-i treaba. În permanență am pus cu nodul de altoire la sud. Păi așa se pune. Ca să nu înghețe. Așa se pune. Și cum e? Câte bordei, atâtea obicei. Câte obicei, exact, da. Fiecare face cum crede de cuvință. Nu avem noi treabă, nu ne interesează ce și cum fac alții. Noi arătăm cum facem noi. Probabil o să mai faci ceva videoclipuri când ai timp tu despre fiecare soi în parte. Da, să vă spunem, dacă poate doriți și dumneavoastră să achiziționați. Ca să nu ne întindem cu un videoclip foarte lung, acum o să mă duc să iau apă ca să-i ud, le pun câte o găleată la fiecare să și punem și câte și o cană din Adam de acolo, din apa care i-am avut la mâine. Punem și pomișorii columnari, dar în curte, ca să mai mititei așa și să nu pățească ceva, așa în grădină. Bun, păi cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi. Sperăm că v-a plăcut, așa că nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă sunteți pentru prima dată pe canalul nostru de YouTube și de asemenea să dați și o distribuire, de ce nu, ca să vadă și prietenii dumneavoastră. Noi vă mulțumim frumos și vă dorim o zi minunată, dragii noștri! La revedere! La revedere!